Bun găsit la știrile din sport. FC Brașov va juca în etapa 25-a din Liga a doua în deplasare împotriva formației UTA Arad. Partida este una extrem de importantă pentru galbenegrii, care sunt obligați să câștige pentru a rămâne în lupta pentru promovare. Înaintea acestui joc, stegarii sunt pe poziția a patra a clasamentului cu 42 de puncte, la 3 lungimi distanță de UTA, echipă ce ocupă locul secund al ierarhiei. Cornel Țăllnar a avut 2 săptămâni la dispoziție să pregătească echipa pentru unul dintre cele mai importante jocuri ale acestui sezon. Galbenegrii vor juca duminică în deplasare contra celor de la UTA Arad, un meci ce îi poate ține în lupta pentru promovare. Trupa lui Țăllnar trebuie să învingă la Arad pentru a păstra șanse reale de a se clasa la finalul campionatului pe unul din cele două locuri care asigură promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Ne așteaptă un meci foarte greu, un meci în care, dacă vom câștiga, vom rămâne în lupta pentru obiectivul care ne l-am propus. Ăsta este și gândul nostru, de-aia am și venit aici ca acest club mare, din punctul meu de vedere, cu o tradiție bună în Liga 1, să reușească să promoveze, pentru că merită și cu toții suntem conectați și concentrați la obiectivul ăsta. Un meci greu, toată lumea știe că greu se iau puncte la UTA, dar ne-am antrenat bine în săptămâna asta și cea dinainte și sperăm să-i batem. Înaintea jocului de duminică, FC Brașov este pe poziția a patra a clasamentului cu 42 de puncte. UTA Arad este pe locul 2 în Liga a doua cu 45 de puncte. Meciul dintre UTA și FC Brașov se va disputa duminică de la ora 11. Olimpia CSU Brașov a pierdut jocul disputat în deplasare în compania formației Sepsi Sfântul Gheorghe. După o primă repriză foarte bună în care olimpice le-au jucat de la egal la egal cu lidera Ligii Naționale, basketbalistele de la Sepsi au preluat inițiativa și au câștigat clar. Pentru brașoveni ce urmează jocul de pe teren propriu cu CSM Târgoviște, iar cu o victorie în acest meci, Peșovici și compania ar fi sigure de locul 4 la finalul sezonului. Olimpia a fost învinsă de Sepsi Sfântul Gheorghe cu scorul de 81-57 pe sferturi 18-18, 19-19, 22-8 și 22-12. Brașovencele au jucat foarte bine în primele 20 de minute și la pauza mare tabela arăta egalitate perfectă. În partea secundă, Marshall a fost de neoprit și Sepsi s-a impus fără probleme cu scorul de 81-57. Am făcut un meci foarte bun până la pauză, într-adevăr. A fost o cădere fizică. Consider că ne încadrăm în programul stabilit de domnul Calancea și suntem în creștere de formă și este oarecum normal ce se întâmplă. Scopul nostru este să fim în formă maximă în play-off. I'm extremely tired today. Mă simt foarte bine să fiu din nou pe teren, dar sunt extrem de obosită după meciul de la Sfântul Gheorghe. După 7 săptămâni de pauză mi-a fost foarte greu. Mai avem încă 2 meciuri până la startul play-off-ului și sper să fiu în formă maximă atunci. Trebuie să ne concentrăm asupra noastră, să încercăm să ne apărăm mai bine și atunci cred că lucrurile vor fi ok. În meciul de la Sfântul, tehnicienii brașovencelor Dan Calancea, Miruna Crâznici și Nenad Marinkovic le-au folosit și pe Hauser și Peșovic, revenite după accidentări. Chiar dacă nu evoluează deocamdată la 100% din capacitate, cele două jucătoare au fost printre cele mai bune basketbaliste de la Olimpia. Hauser a terminat jocul cu 21 de puncte marcate, 5 pase decisive și 2 intercepții în cele 28 de minute petrecute pe parchet. Pentru olimpici au mai marcat Dora Ardelea în 10 puncte, Peșovic 9, Higgins 8, Webb 5, Andra Haas și Dominic Johnson câte 2 puncte fiecare. În urma acestui rezultat, Olimpia CSU Brașov a acumulat 40 de puncte în clasament și ocupă poziția a patra. În ultimele 2 runde ale fazei a doua a campionatului, Peșovici și compania vor juca pe teren propriu cu CSM Târgoviște și în deplasare cu Phoenix Galați. Partida cu CSM Târgoviște va avea loc sâmbătă de la ora 18:30 la Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibaș. Punem punct aici știrilor din sport. Sunt Răzvan Țirea, urmează informațiile despre vreme.